Șeful administrației județene a precizat că lucrările au fost accelerate având în vedere actualul context epidemiologic și faptul că dacă numărul cazurilor de coronavirus va exploda, spitalele județene vor trebui să preia bolnavi pentru îngrijire și tratament. Potrivit lui Tiberi Marc, proaspăt reabilitata secție de boli infecțioase ar putea fi operaționalizată săptămâna viitoare, aici urmând să fie preluate la nevoie cazurile ușoare și medii de coronavirus. Cazurile ușoare și medii se preiau în ordinea următoare. Prima în Păcii, acolo sunt 34 de paturi. După aceea, la secția asta de infecțioase, unde sunt 62 de paturi. Și apoi la pneumologie, unde sunt 70 de paturi. Deci asta e ordinea în care ar urma să fie internați cei care au forme ușoare sau medii. Și formele grave rămân pe Cluj? Formele grave rămân în prima fază la Cluj. Uh-huh. Când ajungem în faza următoare, atunci terapiile intensive o să intre în... Bun. Și acolo cum v-ați socotit? Încercăm să facem un nucleu de terapie intensivă aici, în infecțioase, cu 6 paturi. Și să îl dotăm cu tot ce trebuie, adică cu o aparatură de ventilație mecanică. În faza în care ajungem la situații critice, atunci trebuie reevaluată toată abordarea în funcție de capacitatea de terapie intensivă. Terapia intensivă are ca și element limitativ numărul de medici, din păcate, și asistente. Deci chiar dacă poți să extinzi cu dotare tehnică, de gen ventilatoare, monitoare, trebuie să te limitezi la numărul de medici și de asistente pe care îl ai, pentru că acolo e vorba de o prezență a unui personal specializat. Pentru a pregăti un răspuns cât mai adecvat al unității spitalicești în actualul context generat de criza sanitară, Consiliul Județean Sălaj a alocat zilele trecute peste 1.600.000 de lei. Noi am alocat în principal pentru ventilatoare, pentru monitoare, pentru o stație de oxigen. Astea sunt prioritățile noastre acum. Pentru paturi de terapie intensivă. Lucrările de reabilitare, modernizare și dotare a secției de boli infecțioase, cunoscute drept Spitalul Vechi, au început în aprilie 2018, fiind derulate prin Compania Națională de Investiții. Principalele intervenții au vizat asigurarea unor condiții de primire și cazare mai confortabile și mai sigure pentru pacienți, îndeosebi luând în considerare patologiile tratate prin recompartimentarea saloanelor. Astfel, la fiecare două saloane este prevăzut un grup sanitar. Dacă pentru saloanele pacienților situate atât la parterul pavilionului cât și la etaj sunt prevăzute recompartimentările menționate, capacitatea lor fiind de 2, 3 și 4 paturi, la jumătate față de situația anterioară, au fost create și zone destinate recepției și triajului pacienților, ambulatoriului de specialitate și centrului antirabic, dar și zone de așteptare destinate aparținătorilor. Refacerea tuturor instalațiilor interioare ale clădirii reprezintă un alt aspect al lucrărilor de reabilitare și modernizare, alături de cel al restaurării unor elemente ale clădirii, dat fiind caracterul și specificul acesteia, Spitalul Vechi fiind o clădire de patrimoniu ce datează din anul 1912. De asemenea, au fost restaurate ușile interioare din lemn masiv și parte din glasvanduri. Secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Zalău, unică la nivelul județului, va avea o capacitate de 62 de paturi, 5 medici și 30 de asistente și infirmiere, asigurând serviciile medicale și de îngrijire specifice patologiilor tratate de secție.